bine de regăsit la Cărțile Săptămânii. Vă urcem cu două cărți semnate de Ionel Bostan. Ionel Bostan, militar de carieră, capitan la Armata Română, ieșit la rezervă, în aceeași profesor universitar, le propune ca orice militar autentic câteva amintiri de la perioada la trei scrisori de armată, apărut în anul care a trecut. Scrisorile astea de armată adună, de fapt, informații către ceistul unității militare, foarte la un moment dat și comici, toate culese de din arhiva CNSA, foarte multe din arhiva CNSA, dar și din postări de bloguri, din presa tipărită și așa de parte, se citește cu interes și spune ceva despre epoca de înainte de 89, ceva important pentru atmosfera de atunci. La fel cum au venit bunul, pentru la anul trecut, la editură publică, total publishing, propune tot așa, dar despre piața pe granița românească către celelalte țări, la poate de contrainformații militare, de la poate de contrainformații militare ale lesele Constituției în România. Deci e diavolul patrona de filotie. Sunt lucruri foarte amuzate la un moment dat, dar în același timp denotă și atmosfera, tensiunea din vremea respectivă, când totul era sub control. Felicită pe el postat pentru cea două apariții editoriale. Avem o nouă carte, proaspăt aprobată, semnată de Aurel Andrei și cu o notă a lui Ovidiu Lazar, regizor al Vreuilor, cum se autointitulează. Aurel Andrei este chiar dramaturg autentic și are inspirația de a aduna câteva apreciere critice la adresa lui sale, semnate de Ion Bal, de regizatul Val Dumbrache, de asemenea de Ovidiu Lazar și ca să dăm toate numele, inclusiv de Antonio Patraș, colegul nostru de la Bogor Militare. Îl felicităm pe Aurel Andrei pentru cele două piese apărute adunate în acest volum. Chestiunea interesantă este că, așa cum spune Ovidiu Lazar, merită cu prisoțință să fie împărtășită emoția de aceste două piese contemporanilor noștri devastați de indiferență, un adevăr pe care ar trebui să o luăm în seamă. Fericită la 3 și pe săptămâna viitoare.